La multe din întrebările pe care adeseori viața ne le pune, iar noi nu știm să dăm răspuns. Pentru că întotdeauna toată pleacă de la noi înșine. Toată pleacă de la ochiul tău care, privind frumusețele vieții, îți pot oferi lumină, dar în același timp îți pot oferi și întuneric. Pentru că lumina lui Hristos este menită să deschide ție sufletul spre cele create de Dumnezeu. Și cum niciodată Dumnezeu nu-și neglijează creația, prin învățătura lui ne descrie fiecare dintre noi ce ar trebui să facem ca să putem sluji lui Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Alții, cum au spus sataniști în ziua de astăzi, și cei pe care îi mai vedesc la televizor, care spun fel și fel de comedii, zic, alții spun, dar ce am nevoie de Îngerul Hristos? Ce am nevoie de Dumnezeu? Eu să mă simt bine, într-un fel, se confruntă cu acel proverb latin. Edite, bibite, os mortă în mult la voluntas. Mâncați și veți după moarte nicio plăcere. Ori tocmai aici vine Evanghelia să te sfătuiască. Și să spună că dacă ochiul tău te sfintește, evită acest lucru. Că dacă El îți deschide calea spre Dumnezeu, mergi pe treptele cunoașterii cu Dumnezeu, ca să-L vezi pe Dumnezeu și să-L îndepărtezi de tine, pe mamona. Acest tablou al înțelegii intime dintre noi ne cuprinde pe fiecare în anumite momente ale vieții. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori suntem tentați parcă mai mult pentru cele pământești decât pentru cele cerești. Se întreabă foarte frumos continuatul de altul. Oare de ce încerci tu să privești numai la cele trecătoare, să le privești numai pe cele peritoare și să neglijezi pe cele cerești care te pregătesc cu întâlnirea cu Dumnezeu? Pentru că, într-adevăr, cum a spus la început din Evanghelie, nu poți să slujești la doi domni. Ori pe unul îl vei urî, ori pe altul îl vei iubi. Și aici totul depinde de alegerea noastră, iubiți frații în Domnul. Pentru că eu aleg cu sufletul meu, eu aleg trăirea mea, nu tu, nu tu, nici eu. Fiecare dintre noi alege în anumite momente ale vieții pe ce cale va merge. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, caută calea și dreptele cunoașterii lui Dumnezeu prin dăruirea ta, prin munca ta, dar mai ales prin rugăciunea ta zi de zi. Pentru că puterea rugăciunii îndepărtează întunericul din jurul nostru. Puterea rugăciunii realizează comuniunea ta de iubire cu cei care împreună cu mine se roagă cu Dumnezeu. Puterea rugăciunii ne adună pe toți într-un singur glas spiritual urcus spre Dumnezeu, ca să-L obligăm pe Dumnezeu să coboare peste noi, să ne ajute să facem drumul împreună. Toate aceste trăiri ale noastre, iubiți frații în Domnul, nu se realizează decât prin alegerea noastră. Noi putem să alegem binele, cum spune Sfântul Ambrozie. Poți să alegi binele și să-L cunoști pe Dumnezeu, poți să alegi rău și să-L cunoști pe Mamona, dar niciodată nu te vei putea întoarce la Dumnezeu după ce te-ai închinat cu Mamona. Dar sunt tal, că sunt momente când
fiecare, chiar zărdut fiind, într-un moment de slăbiciune sau într-un moment de dezechilibru interior, poate să se întoarcă spre Dumnezeu. Iar Dumnezeu îl primește și pe cel din ceasul al treilea, ca și pe cel din ceasul al nouă. Vă amintiți ce frumos sună rugăciunea pascală. Îi primește pe toți pentru că Dumnezeu este atotiertător. Și dacă atacă inima, este definitivă, fără discuții, că tu îi poți duși lui Dumnezeu îndepărtându-l definitiv de mamonar, din viața ta, din trăirea ta. Că există și anumite ziceri în popor, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu este așa. Până la Dumnezeu nu te mănâncă sfinții. Sfinții te învață să trăiești, cum spune Evanghelia de astăzi, în lumina lui Hristos, prin cei doi ori pe care Dumnezeu ți-a dat prin. Lumină de lumină, Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat. Sunt cele pe care Dumnezeu ni le dă la botez. Pentru acestea, eu trebuie să le îmbogățesc prin trăirea mea creștină. De aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur, tu ești Fiul, cel care trebuie să alegi binele sau rău. De tine depinde dacă al tău Creator te va întări și te va urca pe dreptele cunoașterii lui Dumnezeu sau al tău Creator îți va întoarce spatele pentru că tu nu te gândești la El. De aceea, problemele scoase din Evanghelia de astăzi sunt clare. În viață trebuie să luăm drumul lui Hristos ca să ne putem mântui. Te lauzi, omul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, te lauzi, omul, te ești creștin, spune de câte ori l-ai uitat de Dumnezeu. Și atunci întoarce-te la pocăință. Pentru că mamonar lucrează, nici el nu stă degeaba. De ce vrei să te îmbunătățești mai mult? Cu atât mai mult, ispita vine la fiecare din noi. Ori aici este important felul cum noi alegem prin ochii trupului, prin ochii minții și prin ochii rațiunii, cum frumos spunea Părintele Stăniloae într-o cuvântare, Părintele de curând trecut în rândul mucenicilor. Pentru că numai și numai prin puterea lui Dumnezeu eu pot deschide și pot forța treptele cunoașterii lui Dumnezeu prin adumbrirea Îngerului nostru Păzător. Pentru că știu ce este, fiecare om are un Înger Păzător care se dă la botez. Toate acestea vin să fie descrise în Evanghelia de astăzi și mai ales amănuntele cum putem câștiga puterea lui Dumnezeu și mai ales înfierea. Spunem toți pentru Ioan Gură de Aur, Creatorul nu și-a neglijat niciodată creația, dar creația este obligată să recunoască puterea Creatorului și să-i aducă slavă, sfântă și înclinăciune, ca să știm sigur că-i slujim lui Dumnezeu. Amin. Să trăiți, Părinte!